Se ascute lupta pentru primăria capitalei, de fapt se încinge, dacă după Irinel Columbeanu și Sânziana Buruiană, acum a venit rândul Ioanei Popescu, cunoscută și sub denumirea de jurnalista porno, pentru a se înscrie în cursă. După Sânziana Buruiană, un alt personaj monden s-a gândit să facă puțină curățenie pe scena politică. Ioana Popescu, jurnalista porno. A pus acolo ziarista porno. Eu lucrez în presă, știi foarte bine, de când lucrezi și tu, din 97. Am făcut foarte multe materiale, articole și așa mai departe. Dar întotdeauna am fost sensibilă la problemele societății. Recunoaște că nu s-a gândit prea mult înainte de a-și anunța candidatura. Trebuie să recunosc că decizia mea a fost oarecum impulsivă, însă asta nu înseamnă că nu este și serioasă. Nu cred că trecutul meu este mai rău decât al domnului Irinel Columbeanu. Și că tot veni vorba de Iri... Am curajul să mă înscriu în competiția de a obține anul acesta din partea dumneavoastră încrederea necesară viitorului primar general al capitalei pentru următorii 4 ani. Dar nu românii au inventat roata politică. Exemple sunt peste tot. Poate cel mai cunoscut exemplu este Ciociolina, actrița porno din Italia ajunsă peste noapte în Parlament.